O tânără profesoară din Arizona, în vârstă de 28 de ani, a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru că a întreținut relații sexuale cu unul dintre elevii ei minori, un băiat de 13 ani. Brittany Zamora a declarat în fața judecătorilor că regretă ce a făcut și că nu reprezintă un pericol pentru societate. Nu am încălcat niciodată legea. Îmi pare rău pentru ceea ce am făcut, sunt un om bun și nu reprezint un pericol pentru societate, a spus profesoara. Toate întâlnirile aveau loc în clasa de curs atunci când nu se țineau cursurile. Mai mult, aceasta ar fi făcut sex cu elevul în prezența unui alt minor care păzea ușa de la intrarea în clasă. Părinții minorului au fost cei care au descoperit ceea ce se întâmplă. Când au văzut că băiatul se comportă ciudat, aceștia au montat pe telefon o aplicație care îi alerta ori de câte ori elevul primea mesaje cu conotații sexuale sau imagini indecente. Aceștia au anunțat imediat autoritățile, iar profesoara a fost reținută. Judecătorul care s-a ocupat de caz a declarat șocat de detaliile din acest dosar. Schimbul de mesaje dintre femeie și minori era unul extrem de indecent. Profesoara, care era căsătorită, profita de plecările soțului ei pentru a se vedea cu minorul. Acum ea își va petrece următorii 20 de ani în închisoare.